practic, ce putem face ca până la urmă să facem mai mult aici. Fie că vorbim despre bani, tranzacții, lead-uri, de orice fel, rezultatele contează. Și vreau să vă spun că optimizarea landing page-ului, după cum știți și voi, face parte, de fapt, dintr-o optimizare a întregului sistem, care mă uit atât la trafic, cât și la ce se întâmplă acolo. Dacă eu am trimis traficul în loc să doare aici, în homepage, sau într-o de la altă parte de site, l-am introdus aici, într-un landing page, mă gândesc ce trebuie să optimizez aici, ca procesul să fie cât mai simplu spre final. Și hai să vorbesc cu câteva instrumente care ne ajută la asta. Sunt ușor de folosit și cu impact de mai mare ar fi testarea de tipul AB. Am mai câteva flash-uri de la prezentare Google. Sigur, copyright-le aparține și avem în vedere două tipuri de persoane care vă fac un landing page. Cum ar primi fiecare? Avem businessmanul care a făcut un MBA și știe foarte bine cum se trebuie structurat. Dacă mi-ai pus un tabel de 2x2 e foarte clar pentru mine. Avem și un om mai creativ. Trebuie să aibă o cromatică, să mă apropie de brand, să mă integrez în ofertă, să simt că aparțin în aceste de fază și așa mai departe. Care e cea corectă? Persoana de tipul AB îmi poate răspunde la întrebările astea și anume nu la care e cea mai corectă abordare, ci care e cea mai profitabilă abordare. Aici, în acest exemplu, avem un landing page prin care vinde biciclete, și în care s-au testat diferite slogane, fotografii și header-uri. Fotografii de produs și header. Cum s-a ajuns la această testare? Foarte simplu, am luat tot traficul, am împărțit în trei, în trei componente egale. Fiecare componentă a ajuns la o variantă de pagină, care promita în free shipping. Atenție, free shipping este unul dintre cele mai bune oferte pe care o poți face în Google AdWords, cel puțin. Atunci când promiți livrare gratuită în Europa și în state, ai parte de unul dintre cele mai mari conversii. Our best seller și stau limitat. Aici apare preșterea aici. Super biciclete, dar n-am doar 10 bucăți. Trebuie să comandez. Asta tot timpul e o mici. Nu știu în cazul lor dacă a fost sau nu. Da, pentru mine nu poate da, pentru timp creează conversie. Ce s-a întâmplat mai departe? Am niște arată de conversie excelente. De la 8%, care eu în România m-aș mulți, nu s-a ajuns acolo, până la 25%. E clar, acesta e câștigătorul și o subținut pe traficul, în etapa a doua, cât de ce interesant este că avem și un exemplu despre cum și-au optimizat Google o pagină, folosind acest instrument de testare care se numește pe Google Project Optimizer, pentru testarea de tipul AB și Google. Am testat mai multe și obiectivul paginii era de generare de conturi. De conturi au testat un titlu nou. E gratuit. Acest nou titlu a produs 5% mai multe conversii. Am zis, hai să mutăm butonul de creare de cont. Știți că era în partea de jos. L-am mutat cât e mai vizibil și a făcut ceva mai mare. A crescut cu aproape 10% conversii. Au pus niște bullets care să fie cu orientare vizuală mai bună. 5%. În total, 20% creșterea conversiei numai din aceste elemente. Cum ajung să le știi? Foarte simplu, testezi. E-mail gratuit, e-mail astăzi, vă spun acum,
nu știu în care cânte ce mai bine la copii, lasă-l pe el să decide. Aici am pregătit cum filmeze prezentarea there were a way to know which images, headlines, and website copy are most effective at getting visitors to convert. Instead of losing visitors shortly after they've entered your site, what if you could find the magic words and images that entice them to stay and become customers? Direct? După YouTube? Da, după YouTube, direct, dar să nu știu ce am făcut de remover. Este downloadat. Google Website Optimizer is a free, multivariate testing tool from Google that helps you do just that. It eliminates guesswork from website design because you can test variations of your web pages. Here's how it works. You choose a page you want to test and the conversion goal. The goal could be someone clicking through to an important page on your site. Sigur, avem pagina principală în care trimitem trafic, dar ce e important să ne definim și o pagină de tipul thank you, o pagină care apare pentru a confirma comanda. Putem să facem lucrul ăsta din două perspective și ne ajută din două perspective, pentru că putem avea o contorizare mai precisă folosind instrumente de tip analitic, având o pagină diferită, putem să vedem ce trafic a avut acea pagină. Sigur, ne ajută și pentru analitic, dar ne ajută și pentru Google AdWords sau GetClicky sau alte instrumente de măsurare. Dar această pagină de tip pentru ne poate ajuta la cross-selling. Pentru că discutăm cu cineva care deja a scos bani în buzunar, i-a spus să cumpere și e ca la mod, dacă te-a pus să cumperi, nu pleci cu o singură sacoșită de acolo. Poți să faci absolut și cross-selling. Cum am putea să facem aici? Ei, putem să-i vindem un accesoriu la bicicletă, un far, serios pentru bicicletă. A doua bicicletă pentru soție este cu 20% reducere dacă e clientul nostru. Deci putem să evoluăm în lucrurile astea, atât pe partea de upselling, cât și pe partea de cross-selling, eu le-aș încerca pe ambele. The goal could also be submitting a form, or spending a certain amount of time on the test page. Next, provide alternate content. You might try different variations of headlines, images, or text, even large-scale design or layout variations. Website Optimizer does the rest. As traffic arrives at your site, Website Optimizer works in the background, dividing visitors into different groups and presenting each group with a unique page variation. As it tracks how each group interacts with your site, Website Optimizer figures out which pages, and even which elements on a page, are most effective at producing the outcome you're looking for. You can run simple A/B tests that compare just two or three pages, or you can run complex multivariate experiments that test dozens of headlines, images, copy, and design combinations simultaneously. It's easy to set up, and once you have some alternate content, you can launch a simple test in under 5 minutes. All you need is a web browser and website to begin testing. If you have an AdWords account, you can use Website Optimizer directly from the AdWords interface. Or log into Website Optimizer with any Google-related login, such as the one you use for Gmail or Google Analytics. Otherwise, just click the Sign Up button to get your free Website Optimizer account today. De optimizare a landing page-ului este chiar dinamicul de insertion pe care am avut mai devreme. Practic, face conținutul mai relevant, mai aport cu căutarea care a fost făcută.
se mai poate implementa asistență online. Fie acest pop-up care apără prin modul ordinișoară pe care sunt convins că au testat-o și știu pe cineva care a avut succes cu 20-30% mai mare dacă a fost o soră blondă. Nu știu de ce, dar efectiv așa a mers. Și nu, poți să ceri informații despre produs în timp real, de la un prezentat. Informații despre cum e emis, cum se plătește, ce și mai departe. Ce să mai poate face pe o temă similară? Dacă nu ai un reprezentant care să stai acolo 24 și vrei totuși să faci abstinence și cross-selling, cum să folosești un Virtual Sales Agent care este un script ce automatizează interacțiunea și ce are un dialog predefinit. E bine, la un moment dat îți apare această fereastră în care se spune stai, nu ești în pagină, doar la ora 11.37 sau doar între 11 și 12 dau cupoane de 10% discount, că ieși de 1. Și practic creștem conversia cu metoda asta. Avantaje. E automatizat. Poți să-mi programezi scriptul la anumite cuvinte cheie să dau un reply. Da, mulțumesc să spun și eu plăcere. Cum spuneam, cross-selling și upselling. Mai pot să mai fac un sondaj sau să cer feedback. Ce informații nu ai găsit? Ce ți-a plăcut? Ce vrea să mai punem aici? Are și ceva dezavantaje, inclusiv, pentru că apare fără că autoritatea să-l ceară. Este preprogramat, deci practic poți să vă parte de întrebări la care el răspunde cu ce este zis acolo, cu mulțumesc într-un an, deci se întreabă ceva punctual. Și are rata de răspuns relativ mică. În România nu vă spun că acea rata de răspuns este un pic mai mare, pentru că public nu este obișnuit cu acolo. Oricum este extraordinar. Ce se mai poate aplica pentru optimizarea din page-ul? Aici am un screenshot printr-un instrument de analiză a paginii și a site, care am un heatmap chiar la pagina pe Egipt și am observat aici locurile care au dat click. Iată, au dat și pe super ofertă. Poate ar trebui să facă ceva cu să click acolo. Și ratele de click pe fiecare buton din site. Surprinzător, primele două hoteluri erau funcționate pentru toate. Celelalte 4 sau 5. Mai poți optimiza întreg sistemul și acordând atenție traficului, sigur. Și aici putem avea în vedere instrumente de analiză a traficului în timp real, cum ar fi P2P. Unde am o raportare foarte rapidă la Bursa Analytics și pot să văd până de conversie în 2 minute după ce am dat drumul la campanie. Pot să văd cum îmi vine traficul. Și cum începe să-mi iasă și pot să iau acțiuni în câteva ore și să nu aștept 24 de ore timpul în care îmi raportează Google Analytics. Aici este o comparare a dumneavoastră de instrumente și Bursa este caracteristica de ce se mai poate face din perspectiva traficului? Cel puțin la AdWords, dar și la alte campanii, nu și la SEO, din păcate. Este o optimizare în funcție de orele zilei și zilele săptămânii. Practic, eu pot să-mi sparg ziua în 24 de intervale și să urmăresc fiecare interval în perspectiva conversiei. Să luăm, pe exemplu, orele zilei, ca să vedem. Aici, la 6 seara, să zicem, avem conversie de 2 ore și ceva față de alt intervalul ăla. Problema e că eu consum bani via Google AdWords în mod egal, dar rezultatele diferă în funcție de ori. Ai poți să optimizezi traficul ăsta cu instrumente dedicate pentru Google AdWords din bani. Poți să am în ce intervale orare pierd bani și în ce intervale am un investment pozitiv. Mulțumesc!